Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Cu siguranță vă reamintiți seria celor 4 episoade de psihologie, biologie, difuzate în luna martie 2013, pe care eu le-am considerat ca fiind adevărate lecții de viață. Și pentru că a trecut prea mult timp de la cele întâlniri fascinante cu domnii profesor Daniel David și Octavian Popescu, am organizat încă o serie de 6 emisiuni, din care 4 le vom viziona începând cu această ediție Știință și Cunoaștere. Ceea ce este inedit la cele 4 episoade e tematica și abordarea ei unică, la care am adăugat noi elemente de montaj video. M-am reîntâlnit cu domnul profesor Daniel David la sediul Facultății de Psihologie din Cluj-Napoca, situat într-un decor natural excepțional, cu multă verdeață și lumină. Timp de 4 ore am discutat despre cele mai speciale mecanisme ale minții umane, care nu au fost prezentate până acum, nu doar la Știință și Cunoaștere, ci chiar la nivel național și poate mai mult decât atât. Am vorbit despre modul în care se construiește o minciună, mecanismele psihologice ale minciunii, funcționarea minții inconștiente și prezentarea exemplificată a modalităților de distorsionare a adevărului în cadrul pseudoștiinței. Al doilea lucru inedit pe care l-am introdus în premieră la Știință și Cunoaștere este o tehnică de montaj și ilustrație care vă va ajuta la aprofundarea și memorarea foarte ușoară a ideilor principale, clasificări și exemplificări folosite în cadrul discuțiilor. Am creat o ilustrație specială pe care aș dori să vă explic. Cred că deseori v-ați întâlnit cu situații care, privite dintr-o perspectivă poate prea îndepărtată sau, cu alte cuvinte, prea superficială, vi s-au părut că reflectă mari adevăruri, incontestabile revelații. Dar experiența personală m-a făcut să înțeleg că, mai ales în acele momente când cineva proclamă și se laudă cu mari adevăruri, e nevoie, de fapt, de o privire mai amănunțită. E nevoie de a le privi cu lupa discernământului și a rațiunii elementare. Deseori ceea ce am descoperit este că la baza acestor așa zise mari adevăruri se aflau o mulțime de minciuni și minciunele mărunte, aproape neobservabile, aproape nesesizabile, și eram dezamăgit de fiecare dată de ceea ce aflam. Și chiar dacă nu am putut să aflu adevărul la marile întrebări existențiale și metafizice, ca să menționez doar un exemplu din multe altele, am aflat răspunsurile postate drept adevăruri. Nu e nevoie să spun mai mult, așa că vă invit să vizionați prima parte a acestui miniserial. Stimați domnule profesor Daniel David, mă bucur foarte mult să ne reîntâlnim pentru o nouă serie de emisiuni care cred că va fi de mare interes pentru telespectatorii noștri, având în vedere faptul că toate aceste discuții pe care noi le-am purtat până acum pur și simplu au fost adevărate lecții de viață, cel puțin pentru mine și sunt convins că și pentru telespectatori. Mă bucur și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Așa cum știți și din discuțiile pe care noi le-am avut, eu mereu am spus că este o discrepanță foarte mare între psihologia științifică pe care noi încercăm să o promovăm și psihologia de simț comun care există la nivelul societății, la nivelul oamenilor. De ce apare această diferență? Deoarece oamenii n-au așteptat constituirea unei științe ca să-și pună întrebări psihologice. De ce suntem triști? De ce mințim? Cum funcționează mintea noastră inconștientă? De ce cineva se comportă într-un anumit fel? Și atunci, oamenii punându-și aceste întrebări, neexistând o știință psihologică, ce au făcut? Au inventat propria psihologie. Dar de cele mai multe ori această psihologie nu este una științifică, adică explicațiile sunt pseudo-explicații, sunt explicații iluzorii. Între timp a apărut o știință psihologică serioasă, care are niște reguli clare, legi stabilite experimental, care de multe ori vine în opoziție, sau cunoștințele generate de această psihologie vin în opoziție cu cunoștințele generate de simț comun. Și este, cred că, datoria fiecărui psiholog să vină în spațiu public, să accepte invitațiile pe care, uite, mi-ați făcut-o și dumneavoastră, sau invitația pe care, mă rog, ne-au făcut-o alți colegi, nu numai mie, și altor psihologi. Trebuie să acceptăm aceste invitații astfel încât să venim în spațiu public și să încercăm să diseminăm această cunoaștere științifică de psihologie pentru a putea înlocui la nivel cultural și la nivel social vechile cunoștințe de psihologie care, cum spuneam, ne dau iluzia cunoașterii, dar sunt informații false. De aceea mă bucur pentru invitație și am ținut să avem această introducere ca să înțeleagă cei care se uită la noi de ce este atât de important să diseminăm
cunoașterea științifică de psihologie. Sigur că da, și mulțumesc foarte mult pentru această introducere și astăzi vom discuta despre minciună și vom aborda acest subiect, aș putea spune, chiar în premieră la televiziune. Sigur, el este inspirat dintr-un serial, un film artistic în serial. N-am voie să indic nici sursa de informare, nici să prezint imagini din film. Din păcate, asta este legislația copyright-ului, dar am voie să povestesc despre el și a stat ca sursă de inspirație pentru discuția pe care o vom purta în continuare. Este vorba de modul în care se construiește o minciună și cum apare o minciună, cum se transferă la nivelul conștientului și ce efecte are, ce repercusiuni, cum se manifestă ea la nivelul corpului prin diverse expresii ale mușchilor, ale gesturilor, ale privirii care trădează acest lucru pe propriul nostru corp. Și mai întâi, ca prima întrebare pentru ca telespectatorii să înțeleagă pas cu pas această discuție, să începem cu o definiție. Ce este minciuna? O definiție de lucru și simplă ar fi că minciuna înseamnă o distorsionare a unei realități. Această distorsionare se poate face într-o variantă de simulare. Ce înseamnă simulare? Am o realitate, dar pentru a o ascunde, construiesc o altă realitate. Sau se poate face prin disimulare, în sensul că nu construiesc o realitate alternativă, ci doar ascund o anumită realitate. De scurt spus, minciuna este o distorsionare a unei realități. De cele mai multe ori această distorsionare este una intenționată. Exact. Sigur că poate să apară și într-o manieră neintenționată, dar atunci, vedeți, și la nivel social și la nivelul psihologiei, nu numim minciună, o numim mai degrabă eroare. Deci minciuna implică acest element mai planificat, intenționat, conștient, legat de controlul mental. Altfel, uneori, sigur, mai distorsionăm adevărul, dar dacă o facem neintenționat, tindem să o numim eroare. Exact. Și are legătură chiar cu următoarea întrebare, și anume diferența dintre actul de a minți și acela de a nu ști adevărul, de a nu ști în mod sincer. Corect. Deci este ceea ce spuneam, practic. Pentru că una este, de exemplu, să știm rezultatul unei ecuații diferențiale și alta este să nu știm. Și poate că, să zic, ghidat de împrejurări, de context, noi dăm un răspuns, dar este fals. Corect. Deci nu tot ce este fals este și o minciună. Mai ales dacă se întâmplă, cum am spus, neintenționat sau dintr-o eroare, sau cum ați spus dumneavoastră, ați accentuat și o altă variantă, și anume lipsa de cunoștințe în domeniu. Tu crezi că știi, dar de fapt ceea ce știi nu este un lucru adevărat sau un lucru real. Bănuiesc că acestea două se diferențiază și la nivelul activității cerebrale. Deci dacă cineva este monitorizat în timp ce minte face eroare, sau face o eroare, sunt diferențe. Sunt diferențe la nivelul activității cerebrale, sunt diferențe la nivel fiziologic, spre exemplu, în expresia emoțională pe care o avem. Deci apar clar diferențe nu doar de conținut psihologic sau de procedură psihologică, ci și de expresie, dacă vreți, prin niște indicatori obiectivi, măsurabil cu diverse aparate, cum ar fi conductanța electrică a pielii, ritmul respirației, spre exemplu, expresia mimicii și așa mai departe. O să vă rog să comentați următoarea afirmație pe care am descoperit-o într-un serial, Lie to Me. Din punct de vedere a copyright-ului, nu am voie să prezint nici imagini și nici sursa sau locul de pe internet unde acest serial poate fi vizionat online, dar vom povesti despre modul în care au fost comentate aspecte legate de minciună. Și anume, citez, statistic vorbind, o persoană obișnuită spune 3 minciuni într-o conversație de 10 minute. Și atenție, sunt considerați oameni obișnuiți. N-am studiat despre oamenii care plănuiesc să arunce în aer, de exemplu, o biserică. Ma, sigur, este o expresie dintr-un film artistic. Eu aș spune că minciuna este o prezență constantă în viața noastră. Deseori oamenii mint, cum am spus, intenționat, și hai să rămânem pe această definiție, că minciuna înseamnă această distorsionare intenționată, și scoatem eroarea din discuție.
Deci chiar intenționat vorbind, oamenii mint destul de frecvent, nu știu dacă de 3 ori în 10 minute, dar este, cum să spun, o prezență constantă în viața noastră, de aceea este bine să o înțelegem, să înțelegem când apare, cum apare, să încercăm să ne protejăm și cred că tema de astăzi este o temă extrem de relevantă, tocmai pentru faptul că minciuna este o prezență constantă, ubicuă în viața noastră. Dacă există vreo clasificare a mincinoșilor sau o diferențiere în diverse situații, tipologii, ce ne-ați putea spune în acest sens? Mă rog, au fost diverse încercări, nu le-aș prezenta aici, fiindcă nu reprezintă niște teorii care au stat în picioare sau care sunt validate științific. Dar cred că ar trebui să facem o diferență foarte importantă, care are apoi impact și asupra modului în care detectăm minciuna. O diferență foarte importantă este între cei care mint și mințind au o doză de vinovăție. Adică au o reacție emoțională negativă față de faptul că trebuie să mintă sau sunt puși în situația de a minți. Deci, altfel spus, acești oameni mint, dar minciuna este asociată cu o stare de distres, o stare de emoție negativă, adesea de tipul vinovăției, anxietății, frica că o să mă detecteze, frica că o să-și dea seama că l-am indus în eroare. Deci ei n-ar vrea de fapt să apeleze la minciună, dar să zic o situație de frică din spate, de undeva din background, îi împinge către... N-ar spune că n-ar vrea. N-ar vrea cei care se simt vinovați. Că vedeți, emoțiile negative sunt de două tipuri. Mint și mă simt vinovat. Deci aici ar potrivi ceea ce spuneți dumneavoastră în sensul că am fost forțat de situație sau de context. Dar uneori mint fiindcă cred că mi-aduce un beneficiu, mint fiindcă așa am hotărât eu și cred că îmi folosește, dar apare o stare de frică că ar putea să fiu detectat. Da. Da? Deci ai această minciună, aș spune colorată emoțional. Da? Emoționalitatea poate să fie, cum spuneam, de tip anxios sau de tipul vinovăției. Astea sunt cele mai frecvente. Dar e o altă categorie de oameni care mint. Și nu le pasă deloc. Nu le pasă deloc. O consideră o chestie naturală. N-au nici o emoție, nici de vinovăție, nici de cum. Sunt atât de versați și de cred ei de siguri în ceea ce fac și de performanță în ceea ce fac, încât nici măcar nu mai au frica că ar putea să fie detectat sau... Dacă se gândesc că ar putea să fie detectat, se gândesc în felul următor. Și dacă mă prinde, ce? Deci n-am nicio teamă, nicio frică. Deci astea sunt două mari tipologie. Aș pune o minciună colorată emoțional și o minciună mai neutră din punct de vedere afectiv. Și sigur că n-aș spune că un om potrivește doar o categorie. Nu sunt categorii absolut disjuncte. Dar aș spune că de cele mai multe ori unii oameni intră într-o anumită categorie și de cele mai multe ori alți oameni intră în cealaltă categorie, repet, fără a fi într-un mod absolut disjuncte categoriile respective. Exact, exact. Și ajungem acum la microexpresiile faciale. Ce sunt microexpresiile faciale și ce anume ne pot spune ele? Acum, iarăși au fost foarte multe studii legate de mimică, microexpresii faciale, postură, gestică, intonațiile vocii, care au fost studiate în legătură, spre exemplu, cu stările emoționale. Și s-au găsit anumite pattern-uri și microexpresii faciale care sunt asociate cu o serie de emoții de bază, spre exemplu. Da? Aici aș menționa, spre exemplu, stările de frică și de anxietate. Avem o anumită expresie facială atunci când experiențiem frică și anxietate. Avem iarăși expresii tipice pentru stări de furie și agresivitate. Se pare că avem anumite stări, anumite expresii faciale clar identificabile pentru stări care țin de tristețe și depresie. Pentru stări de bucurie și pentru emoții pozitive avem expresii faciale destul de bine identificabile. Deci avem emoții de bază și astea diferă de la autor la autor. Unii vorbesc de 5 emoții de bază, alții de 6-7, dar undeva să spunem 5-6-7 emoții de bază, cele mai multe negative, dintre care cele mai reprezentative ar fi anxietatea, starea de depresie, starea de furie și emoții pozitive, dintre care cea mai reprezentativă este starea de fericire, starea de bucurie. Și în cazul acestor emoții putem identifica emoțiile cu un procent foarte mare de reușită din microexpresiile faciale. Sigur că asta are automat implicații asupra detectării minciunii.
Da. Dar atenție, distinția pe care am făcut-o anterior este foarte importantă. Ele ne ajută să detectăm minciuna care este colorată emoțional. În cazul celei de-a doua categorii, când minciuna este neutră din punct de vedere afectiv, microexpresiile faciale nu ne ajută foarte mult, fiindcă oamenii respectivi nu au emoții, cum am spus, de vinovăție sau de anxietate asociată minciunii. Da, dar știți ce arăta filmul? Filmul arăta ceva foarte interesant, și anume că, criminali notorii, da, care erau căutați de poliție și pe aceea erau investigați, se chinuiau să se abțină, sigur, în a evidenția vreo emoție și totuși contracturi micro-expresii. Da, 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 la alea se referă. La nivelul buzelor, de exemplu, da, la nivelul sprâncenelor. La sprâncene, da, exact. Sigur, dar ei, am văzut și eu filmul respectiv, ei ar fi fost, sau eu i-aș încadra în prima categorie. Nu uita, de exemplu, era tânărul respectiv, era un tânăr, un elev care a fost suspectat că și-a ucis profesoara. Pe ei aș încadra în prima categorie, adică minciună, dar încărcată afectiv. Nu neapărat de vinovăție, dar de stare de frică, de anxietate care putea să fie detectați. Și acolo microexpresiile sunt foarte utile. Însă în cazul unor sociopați foarte versați, care nu reacționează afectiv, care sunt reci, calculează crima, de exemplu, nu simt nicio emoție negativă în legătură cu infracțiunea pe care au făcut-o, acolo microexpresiile nu ne ajută foarte mult. Dar vestea bună este că cei mai mulți dintre oamenii care mint se află în prima categorie. Astfel încât este bine da, să cunoști da. Aceste microexpresii și un detectiv foarte bine versat sau un psiholog care lucrează în domeniul juridic și judiciar folosește astfel de indicatori pentru a detecta sinceritatea în mesajul pe care îl are un om. Și la sociopați, de exemplu, poate alte caracteristici ar putea să evidențieze, cum ar fi foarte pulsul, greu. Și transpirația. Foarte greu. Foarte greu. Da, fiindcă tot pulsul, transpirația, de exemplu, nu știu, ritmul cardiac, conductanța electrică a pielii, tensiunea, sunt indicatori care se asociază tot cu emoții. Tot cu frica de a fi detectat, de exemplu, cu starea atunci, de vinovăție, da, care intră tot în prima categorie. Deci, altfel spus, pentru cei care mint și au emoții asociate minciunii, tehnicile pe care le avem psihologice sunt foarte bune pentru a detecta minciuna. Dar asta înseamnă că trebuie să intri în prima categorie. Cei care sunt în a doua categorie, deci v-am spus, mai ales pe latură de sociopatie, care au această minciună necolorată, afectiv, bine planificată, intenționată, aceste tehnici focalizate pe microexpresii faciale, reacții fiziologice, adică care se subscriu componente emoționale, nu prea sunt utile, nu prea folosesc. Acolo, mai degrabă, analiza asta de specialitate a celor din poliție este foarte importantă, să găsească probe că ceea ce ei spun nu corespunde cu realitatea. Dar sigur, tu știind, spre exemplu, și ca psiholog poți să faci multe lucruri aici, că făcând o testare psihologică, de exemplu, a unor suspecți, tu poți să-ți dai seama dacă suspectul respectiv, în condițiile în care ar spune o minciună, potrivește prima sau a doua categorie. Și atunci, dacă știi că potrivește prima categorie, aplici tehnici, cum ar fi poligraful, detectorul de minciuni, să vezi ce se întâmplă la nivel fiziologic. Folosești interviul, să vezi acele microexpresii faciale pe care le are, cum încearcă să-și ascundă emoțiile. Dacă îți dai seama, în urma testării psihologice, că nu potrivește prima categorie, că ar potrivi a doua categorie, atunci trebuie să te bazezi pe alte tehnici și proceduri, cum am spus, o colaborare mult mai apropiată cu detectivul sau cu polițistul de caz, astfel încât să-l faci pe suspect să spună lucruri pe care imediat să le poți testa. Dacă spune, nu știu, în seara respectivă am fost nu știu unde, bun, să mergem să verificăm lucrul ăsta, da? Atunci m-am gândit la nu știu ce și am vorbit cu nu știu cine, hai să verificăm dacă a vorbit. Deci, și acolo îl poți testa, în ghilimele, minciuna, adică faci predicții din lucrurile pe care le spune, predicții testabile în viața de zi cu zi, pe care trebuie să le verifici imediat. Dar acolo, contribuția, cum spuneam, anchetatorului este într-un fel mai mare decât a psihologului. Psihologul intervine în prima fază în care spune, ok, aici este o minciună mai puțin colorată afectiv.
și rolul anchetatorului este mult mai mare. Deci, atenție, când spun minciună mai puțin colorată afectiv, nu mă refer la faptul că își ascunde emoțiile. Că dacă își ascunde emoțiile, intră în prima categorie. Da. Și pur și simplu avem această categorie de sociopați care n-au reacțiile emoționale asociate faptului că distorsionează realitatea. Da, da, da. De aceea aș și spune că și tehnicile psihologice pe care le folosim astăzi, spre exemplu pentru detectarea simulării în diversele anchete de specialitate, utilizează un ansamblu larg de metode sau un ansamblu larg de tehnici mai specifice. De exemplu, se combină detectorul de minciuni, care de obicei merge pe variantele astea fiziologice, cum spuneam, conducta înțeleptrică a pielii, ritmul respirației, tensiunea, mă rog, și alți indicatori fiziologici, cu analize care merg pe anumite potențiale evocate din creier și faci, spre exemplu, înregistrări la nivelul creierului. Cu analiza asta pe baza interviului a microexpresiilor faciale și a comportamentului pe care îl are cel din fața ta. Și atunci, punând cap la cap toate aceste proceduri și tehnici, probabilitatea de a identifica minciuna este foarte mare. Aș dori să analizăm câteva exemple prezentate în film, iar eu o să încerc să le mimez, deoarece, sigur, cum menționam la început emisiunii, nu am drepturi de copyright în a folosi imagini. De exemplu, ridicarea ușoară din umăr atunci când nu cred deloc în afirmația pe care tocmai am făcut-o. Adică, cum se spune în film, corpul contrazice afirmațiile și atunci este o mișcare de genul acesta. Ușoară, da. Mișcare de umăr. Da. Da, poate să fie un astfel de indicator, apare o discrepanță. Vedeți, când minți, practic ai două realități. Realitatea care corespunde adevărului și realitatea pe care tu o construiești. Ambele realități există în mintea ta. Foarte interesant, când minți, ambele realități, ambele reprezentări sunt activate în mintea ta. Fiindcă tu atunci când încerci să blochezi o reprezentare, trebuie să o activezi în minte. Și fiind ambele activate, ambele reprezentări mentale, ambele sunt asociate cu anumite răspunsuri și reacții pe care le ai. Înseamnă că, de fapt, întâi cea care preexistă e cea adevărată, după care eu construiesc o a doua versiune. Corect, ca să o acoperi, ca să o acoperi pe prima și corpul reacționează. Corect, numai corpul reacționează. Deci, cum spuneam, minciuna este un demers intenționat, conștient. Tu ce poți conștientiza și controla foarte bine? Poți controla foarte bine expresiile, conținutul lingvistic pe care îl ai. De exemplu, ce spun? Dacă vreau să mint, mi-am făcut un plan, iar planul acela se referă de obicei la ceea ce îți spun. Îți voi spune că n-am fost în ziua respectivă acolo. Îți voi spune că n-am furat nu știu ce lucru. Deci, eu pot controla voluntar și conștient conținutul. Dar uit în momentul în care eu mă focalizez să controlez conținutul, uit, sau nu mai am resursele mentale să controlez și celelalte comportamente pe care am. Mișcarea mâinii, de exemplu, mișcarea umărului, microexpresiile faciale. Sigur că sunt oameni foarte bine antrenați, care, mai ales cei care sunt pregătiți să fie spioni și să... Da, e altceva că fac o școală. Fac o școală, da. Ca să-și poată controla, adică în timp ce spun minciuna verbal, să fiu conștient. Nu cumva să am niște gesturi care trădează non-verbal o incongruență între ce spun și cum mă comport. Dar cei mai mulți oameni n-au acest training și apar astfel de discrepanțe, practic, între răspunsurile date de cele două realități, adică cea care corespunde adevărului, cea care este o construcție, o minciună, și ambele tind să se exprime la nivel comportamental, numai că ele fiind opuse și expresiile lor comportamentale vor fi în contradicție. Și cum spuneam, de cele mai multe ori minciuna va dobândi control asupra conținutului, iar cealaltă realitate va dobândi un control asupra gesturilor și comportamentelor non-verbale. Deci o astfel de discrepanță poate să inducă ideea că omul din față minte. Vă dați seama câte situații există în, să zic, relații de cuplu, relații de familie, soț, soție, mamă, fiică. Pentru că am început spunând că minciuna, da, este o prezență constantă în viața noastră. Sigur, eu am dat mai multe exemple și poate e foarte bine că ați adus în discuție o astfel de situație. I-am dat exemple legate de anchetele pe care, sigur, le face poliția, dar adevărul e că minciuna se regăsește, în, cum am spus foarte bine, în familie, la școală, într-un interviu de angajare. De multe ori cel care merge la interviu este interesat
uneori să distorsioneze realitatea, sigur, da. Și să mintă. Și atunci e foarte important într-un interviu de angajare, de exemplu, cel care face interviu să fie pregătit în aceste tehnici de detectare a simulării, de identificare a minciunii și practic să știți că poligraful sau detectorul de minciuni, cum este cunoscut mai public, este pe scară largă sau începe să fie pe scară largă utilizat de marile firme în interviurile de angajare, nu doar în anchetele făcute de poliție, cum se întâmplă în mod tradițional. Înseamnă că s-a ieftinit mult aparatul. Da. Sunt aparate și versiuni care sunt destul de ieftine. Și miniaturizate chiar. Da. Un zâmbet foarte scurt, forțat, atunci când altcineva încearcă să descopere minciuna, iar zâmbetul indică starea de satisfacție că acela se află pe un drum greșit și că de fapt nu l-a descoperit. Și atunci, să zic, apare sub forma aceasta, încerc să-l mimez cumva. Da. Ca un fel de zâmbet ironic. Apare într-o astfel de formă, dar cel care minte, când are această expresie, o are într-un interval foarte scurt. Foarte scurt de timp, da, exact. Adică dacă durează prea mult, deja este un semn că încearcă intenționat să facă ceva. De obicei se exprimă așa sub o secundă gestul respectiv și merge, explicația este cea pe care am dat-o și înainte, da. Starea scurtă de surprindere sinceră, o ridicare de sprâncene indicând mirare, dar atunci când aceasta durează mai mult de o secundă, deja înseamnă altceva, și anume prefăcătorie. Da. Da, asta se leagă de ce spuneam înainte, în sensul că în cursul procesului de simulare apar o serie de emoții, iar unele emoții au expresii sau microexpresii faciale tipice. Mirarea este o astfel de stare subiectivă, o stare emoțională care este identificată transcultural. Dacă pui, de exemplu, nu știu, pe cineva din mediul nostru european, nord-american, să mimeze sau să îl filmeze într-o situație în care este mirat, iei pe cineva, nu știu, din Asia, pe cineva din Africa sau din alte culturi, practic, într-un procent de 90 și ceva la sută, indiferent din ce mediu cultural ai crescut, poți identifica, pe baza expresiilor faciale, trăirea emoțională legată de mirare. Cum poți să faci și legat de furie, anxietate sau tristețe. Da, și chiar se spunea că sunt universale aceste expresii. Da, sunt transculturale, sunt universale. Teoria spune că ele s-au format în cursul dezvoltării noastre ca specie, cursul dezvoltării în mediul evoluționist, fiindcă sunt emoții de bază foarte importante pentru existența noastră ca societate. Adică e important să poți detecta frica, este important să poți detecta furia. Dacă detectezi furia, știi că trebuie să evizi situația respectivă. Dacă detectezi frica, știi că poate să fie un pericol în mediu, ești mai atent și tu la ce se întâmplă în mediu. Foarte important să detectezi starea de tristețe și starea de depresie. De ce? Că un om depresiv nu mai este implicat social și atunci știi că nu poți miza foarte bine pe un astfel de om și e bine să detectezi o astfel de stare emoțională. Mirarea. De ce? Fiindcă mirarea aduce ideea că a apărut ceva neprevăzut, ceva la care nu s-au așteptat oamenii și atunci e bine să știi când în mediul tău apare ceva neprevăzut, fiindcă acel ceva neprevăzut poate să-ți ofere oportunități sau poate să constituie un pericol. Și atunci, în cursul evoluției noastre ca specie, astfel de emoții au devenit extrem de importante și le detectăm foarte repede. Nici nu este nevoie să ne învețe nimeni. Că, vedeți, detectarea acestor trăiri emoționale le facem simplu, automat. Nu am învățat la școală, niciodată n-a venit doamna învățătoare sau educatoare să ne spună copii, azi vom învăța cum să detectăm mirarea. Azi vom învăța cum să identificăm stările de furie. Azi vom învăța cum să identificăm frica. Nu. Ele sunt aproape ca un dat al naturii. Avem aceste predispoziții care, da, cu puțină experiență de viață, la un moment dat se exprimă în mod natural. Și când văd o expresie de un anumit tip, știu, ok, omul ăsta experiențează frică în momentul ăsta. Omul ăsta experiențează mirare. Omul ăsta este furios în momentul ăsta. Omul ăsta este deprimat în momentul ăsta. Da? Deci, foarte important, aceste microexpresii pentru emoțiile de bază nu sunt învățate într-o manieră conștientă, voluntară, rezultă dintr-o interacțiune a unei predispoziții genetice pe care o avem cu
mici expuneri la situații sociale, fiindcă trebuie să apară astfel de situații sociale ca să declanșeze predispozițiile pe care le avem. Da, da. Starea de dispreț ascuns. O microexpresie de încruntare a sprâncenelor. Da. Și e însoțită și de o ușoară modificare a poziției buzelor, a gurii, da. Vedeți, disprețul este... Sunt studii privind aceste microexpresii asociate disprețului. Disprețul este asociat și expresiile seamănă, multe microexpresii seamănă cu stările de furie, de nemulțumire. Că disprețul de multe ori este asociat cu această stare de nemulțumire și de furie. Dacă disprețuiesc ceva, sunt nemulțumit când mă confrunt cu situația respectivă. Devin furios când mă confrunt cu situația respectivă. Deci, când apar aceste microexpresii, trebuie să fii atent, să faci diferența între dispreț și nemulțumire și furie. Sigur că sunt alți indicatori care te ajută, că, de exemplu, în cazul disprețului, mișcările sprâncenelor, probabil, și abuzelor seamănă cu cele din furie și agresivitate, dar în cazul stării de furie și de agresivitate ai și alte reacții ale posturii. Exact, da. Da. Strângi din pumni, ești mai agitat, spre exemplu, și atunci, deși poate nu poți face distinția între ele doar pe baza unor microexpresii faciale, punând cap la cap toată comunicarea non-verbală, poți face o diferență între o stare de furie, agresivitate, nemulțumire și o stare de dispreț. Și sigur că aceste mișcări se realizează în timp foarte scurt. E vorba de zecimi de secundă, în orice caz sub o secundă. Am vorbit deja de faptul că aceste expresii, deci, nu diferă de la o persoană la alta și că sunt general valabile. Da. Ce înseamnă faptul că emoțiile sunt identice și la o gospodină din suburbie, cât și la un sinucigaș cu bombă? Înseamnă ce vă spuneam înainte, că atât gospodina din suburbii, cât și sinucigașul cu bombă, fac parte din specia Homo sapiens. Facem parte din aceea specie. Și ca specie avem aceste predispoziții pentru a exprima într-un anumit fel anumite emoții de bază și a le putea identifica în cazul altora. Deci nu e o mare filozofie. Eu mereu am spus, știți, oamenii care nu înțeleg bine psihologia științifică mereu se miră și spun cum să fie psihologia științifică când de fapt există... atâția oameni. Fiecare om este unic. Fiecare om trebuie văzut ca o individualitate. Nu poți să ai o știință a psihologiei. Ba, poți. Sigur că fiecare om este unic. Sigur că fiecare om reprezintă o individualitate. Dar aceste individualități se subsumează unor reguli mai abstracte. Spre exemplu, fiecare om diferă în funcție de, nu știu, cum se asociază ficatul cu stomacul și cu plămânii. Din punct de vedere anatomic. Că unii au un ficat mai mare, mai mic, alții o plămâni mai mari, mai mici, alții stomacul de o anumită formă. Dar prin simplu fapt că facem parte din specia Homo sapiens, toți avem această structură anatomică generală. La adică care doi funcționalitatea plămâni, este aceeași. Sigur, doi plămâni, nu trei, de obicei un stomac, nu două, da? Un ficat cu un anumit număr de lobi, nu altceva. Ei, la fel se întâmplă și psihologic. Sigur că diferim sub aspectul conținutului psihologic emoțiilor, dar toți avem aceeași arhitectură a minții umane. Toți avem aceeași arhitectură a stilului nostru de gândire. Și eu mereu spun, și în fizică, dacă te gândești, e o lege generală, forța egal cu masa ori accelerația. Sună foarte general. Da, dar acea lege se aplică, spre exemplu, și la căderea unei frunze, da? Și la căderea unei pietre. Fenomenologic, la nivel subiectiv, când te uiți, de exemplu, cum cade o piatră de pe o clădire, fenomenologic lucrurile sunt diferite față de cum cade o frunză. Sigur că sunt diferite fenomenologic, dar pozitivist vorbind, în spatele acestei experiențe subiective stă un principiu, o lege. La fel se întâmplă și în psihologie. Sigur că oamenii, când te uiți la comportamentul lor, când te uiți la ce gândesc, ce simt, fenomenologic îți par atât de diferiți între ei.
Dar în spatele acestor trăiri fenomenologice s-a scontract din niște legi, niște principii psihologice, astfel încât și sinucigașul cu bombă și gospodina din suburbii, din punct de vedere psihologic, funcționează după aceleași mecanisme și aceleași principii. Eu am obicei să dau un alt exemplu. Eu spun că mintea umană funcționează la fel de la ecuator, la polul nord și la polul sud. Indiferent că nouă ni se par că oamenii sunt atât de diferiți între ei. Sigur că sunt diferiți la nivel fenomenologic, dar în spate avem regularități psihologice. Mintea umană are aceea structură rezultată ca urmare a evoluției acestei specii. Să comentăm puțin ideea care, să zic așa, în linii mari deja cam atins-o, dar poate ar fi interesant să mai intervenim asupra ei. Cum ați explica expresia din popor, adevărul stă scris pe toate chipurile noastre? Aș reformula-o. Adevărul stă scris pe toate chipurile noastre, exceptându-i pe aceia care sunt sociopați. Pe chipul unui sociopat, da. Adevărul stă mai greu. Da? Da, da, dar încolo se referă la ceea ce discutam și noi, că realitatea care corespunde adevărului se exprimă direct, cam să nu trecem nici în cealaltă extremă. Foarte mulți oameni sunt oameni sinceri și de cele mai multe ori spun adevărul. Și atunci, spunând adevărul, adevărul se exprimă nu doar în conținutul pe care îl formulezi, ci și în ceea ce faci, modul în care gesticulezi și modul în care apar microexpresiile faciale. Dar și atunci când minți, adevărul se exprimă pe chipul tău prin ceea ce discutam înainte, adică cele emoții asociate minciunii de frică sau de vinovăție se exprimă în microexpresiile faciale sau în gestica și mimica pe care tu o ai. Deci este un proverb înțelept, dar iată și asta este un exemplu foarte bun, că multă lume spune psihologia este sintetizată în proverbele de la nivelul simțului comun. Oamenii au găsit o mulțime de cunoștințe ca urmare a evoluției lor de-a lungul vremurilor și le-au sintetizat în proverbe care ne folosesc și astăzi, zicători, vorbe de duc și înțelepte, dar așa este. Da. De foarte multe ori au sintetizat corect lucrurile, dar tot de atâtea ori le-au sintetizat prost. Da? Fiindcă așa este psihologia de simț comun. Sau poate că într-o situație concretă nu poate să... Sigur, sau le-a sintetizat incomplet. Iată, aceasta este o expresie de simț comun care a trebuit să fie completată cu un demers științific și care ne spune că acea formulare potrivește anumite situații, dar nu potrivește toate situațiile. Știința a venit și a arătat că în cazul acelei minciuni neutre din punct de vedere afectiv, zicala respectivă nu se aplică. Exact. Să revenim acum la un alt exemplu din film. Sigur, din nou, îmi pare rău că n-am voie să arăt telespectatorilor și imagini și nici locul unde acest serial se poate vedea online, așa că ne limităm la această simplă discuție. În film se precizează un paradox. Pe de o parte, cei mai mulți mincinoși evită contactul vizual atunci când mint, dar în alte situații, dimpotrivă. De cele mai multe ori, ei intensifică acest contact vizual. Au nevoie să vadă dacă minciunile lor sunt crezute sau nu. Rog, explicați-ne prin câteva exemple. Cum se poate face diferența între aceste două situații? Trebuie să explici de ce A și non-A sunt adevărate în același timp și sub același raport. Că practic ai două situații. Da. Unii privesc în ochi, alții evită privirea în ochi. Sigur că putem încerca să vedem de ce se întâmplă acest lucru. N-aș putea să spun ceva ferm, astfel încât ce avansez aici este mai degrabă o ipoteză care ar merita verificată poate în studii viitoare. Dar eu m-aș gândi în felul următor, că dacă minciuna este colorată afectiv, iar coloratura afectivă este de tip anxios, în sensul că ți este frică că vei fi detectat, atunci probabilitatea, după ce ai spus, o să te uiți în ochii celuilalt să vezi dacă cumva și-a dat seama că ai mințit, este mare. Dacă o minciună este colorată afectiv, dar în primul rând cu o emoție de tipul vinovăției, adică nu ți-e atâta frică că o să fii detectat, ci te simți vinovat că a trebuit să recurgi sau să folosești acest procedeu, atunci probabil voi avea tendința să evit privirea celuilalt. Știți? Deci, altfel spus, este un comportament pentru identificarea minciunii, dar este un comportament care este moderat, practic, de
tipul de minciună și de tipul de emoție, mai ales asociat minciunii. Deci cred condiționat că, de conjunctură. Da, deci cred că dacă mi este frică că voi fi detectat, am să mă uit să văd oare a detectat ce am spus și a dat seama că l-am indus în eroare, că l-am mințit. Dacă mă simt vinovat că mint, îi voi evita privirea ca să nu suport, spre exemplu, să nu văd că, uite, am violat soțul, soția, să și, zic, corect, da. Corect, fiindcă vinovăția este asociată de obicei cu violarea unui cod personal, moral, etic. Și atunci când ți-ai violat propriul cod etic și moral, propriile valori, experiențiezi sentimentul de vinovăție. Atunci nu, când induci în eroare pe cineva violându-ți propriile valori și propriul cod etic și moral, ai tendința să nu te uiți la ce ai făcut. Ce semnifică un răspuns repetitiv? Adică cineva pune o întrebare tulburătoare, dar care cere un răspuns simplu, de tip da sau nu. Însă persoana în cauză răspunde prin nu, nu am făcut acest lucru. Iarăși, poate să însemne diverse lucruri, vedeți? Nici nu trebuie să cădem în cealaltă extremă, în sensul că un indicator verbal sau un indicator non-verbal exprimă cu siguranță o simulare sau o minciună. Fiindcă un singur indicator poate să semnifice diverse lucruri. Totdeauna simularea sau minciuna se stabilește coroborând, combinând o mulțime de indicatori. Faptul că cineva spune nu, n-am făcut acest lucru, nu înseamnă neapărat că minte. Poate să însemne că cineva este foarte supărat că a fost acuzat pe nedrept și spune nu, eu nu am făcut acest lucru. Deci în sine nu înseamnă din start o minciună. Dar deci dacă corespunde și cu dacă corespunde cu restul. Cu microexpresia facială. Vezi, de exemplu, niște microexpresii care sugerează starea de frică, că va fi detectat. Vezi, spre exemplu, agitația pe care are în gestică. Și atunci, coroborând toți acești indicatori, pot să indice o stare de simulare. Deci, n-aș merge, și cred că trebuie să spunem celor care se uită la noi, fiindcă acest domeniu este așa la interfață, să știți, între știință și pseudoștiință. Sunt foarte mulți vânzători de iluzii, da? Care pretind că sunt experți în a citi omul, a citi mintea umană, a detecta minciuna și așa mai departe. Totdeauna când vine careva și se laudă că este un expert în aceste domenii, le sugerez celor care se uită la noi să fie sceptici. Sigur că cineva se poate antrena bine în aceste lucruri, dar asta ia mult timp și de obicei un astfel de om nu bravează în astfel de lucru, nu încearcă să speculeze sau să obțină bani sau resurse după acest lucru. Astfel de oameni de obicei sunt experți în psihologie, experți pregătiți de, nu știu, de exemplu, FBI, poate de la noi, de serviciile, de informații și astfel de oameni, sigur, sunt experți, dar sunt experți tăcuți. Ea nu merg să-și vândă serviciile unor, nu știu, firme, nu merg la televizor să se uită la, nu știu ce politician să spună dacă ceea ce a spus a fost o minciună sau nu. De obicei, chiar erau date multe poze comparative. Știu, dar ăla a fost un film artistic. Dar eu spun că oamenii bine pregătiți, experții, nu încearcă să transforme această expertiză într-o sursă de bani sau într-un prestigiu public. Fiindcă se dobândește greu, cu mult training și, cum am spus, e nevoie de proceduri și organizații specializate care să formeze acești experți. Altfel, sigur că tu poți să mergi, să spui că, bun, am citit niște cărți, am experiență cu oamenii, am reușit de 2-3 ori să identific minciuna și te crezi un mare expert. Bun, tu probabil că ești mai degrabă un escrow care încerci să obții venituri și bani dintr-o expertiză pe care nu ai. Dar alții cred că ai. Și dacă alții cred că tu ai, probabil că te și plătești. Știți cum se spune, nu există escroci dacă n-ar fi proști. Îmi pare rău că spun lucrul ăsta atât de direct, dar este un adevăr crunt, mai ales în acest domeniu, în care pseudoștiința și oamenii care induc în eroare alți oameni mai puțin informați sunt atât de răspândite. Și este, pentru un psiholog care face psihologie științifică, este un lucru dureros. Fiindcă, practic, lumea ar putea spune, de ce nu vă bucurați? Că apar psihologi la televizor vorbind despre temir ce, sunteți în spațiu public, psihologia este o știință cunoscută, e un lucru bun. Nu e un lucru bun. Ne face mai mult rău decât bine. Adică oamenii încep să identifice psihologia cu un fel de prezicători și oameni care se percep la orice, ceea ce nu este adevărat.
Păi, tocmai pentru că ei folosesc aceste lucruri pentru succesul în personal. De senzație și pentru succesul personal și pentru a atrage bani și aș masa ego-ul personal pentru mândria personală. Poate că o categorie și mai de și mai mare succes ar fi pseudoterapeuții. Corect, corect, corect. Eu am spus mereu că sigur nu ai ce să faci nici cu cei care fac non-știință, pseudo-știință, inclusiv pseudoterapie, fiindcă eu niciodată n-am fost de ideea că trebuie să interziști ceva. Adică dacă interziști ceva, apare un fenomen psihologic extrem de interesant care se cheamă efectul contraintențional. Da. Deci, exact. Dacă vă spun, de exemplu, cred că am mai discutat despre asta la altă emisiune, dacă vă spun, spre exemplu, în următoarele 5 minute, vă rog să nu vă gândiți la ursul alb. Bun, și vă las 5 minute. Și dacă vă întreb în cele 5 minute care au trecut, de câte ori v-a venit în minte ursul alb? Vă spuneți că mi-a venit de câteva ori, dar am încercat după aceea să nu mă gândesc la el. Dar dacă încerci să nu te gândești la ursul alb, deja te-ai gândit la ursul alb. Dar dacă v-aș fi întrebat înainte de a începe emisiunea, v-a venit în minte ideea de urs alb? Nu. Da, deci efectul contraintențional este foarte pervers. Încercând să blochezi ceva, acel ceva se întoarce cu o forță mult mai mare. Deci niciodată n-am fost pe ideea să interzici sau să interzicem ceva ce nu ne place. Nu. Oferă alternative mai serioase, alternative mai riguroase, care să fie împinse în spațiu public și atunci vei bloca și non-știința și pseudoștiința și pseudoterapia și pe cei care folosesc într-o manieră neserioasă astfel de proceduri și tehnici despre care discutăm și noi astăzi, inclusiv detectarea minciunii, oameni care vin și spun l-am privit în ochi și sunt specialist privindu-l în ochi, știu dacă minte sau nu. Bun, astea sunt baliverne și povești. Chiar eu m-am gândit ca în cazul acelor emisiuni în care sunt prezentate, să zic, poate mărturii sau lucruri legate de terapii sau de dietă vegană, să am și o rubrică sceptică spre final, poate așa ca un avertisment. Ca un avertisment și să-i încurajați. Nu neapărat ca să o interzicem, pentru că poate să fie bună pentru alți oameni, dar nu pentru toată lumea. Altceva trebuie să înțelegem. Eu nu sunt pe principiu că trebuie promovat doar ceea ce deja este validat. Adică nu folosim doar terapii care știm că funcționează. Psihoterapiile și diversele, diete și așa mai departe, sigur că trebuie să se dezvolte. Și atunci când ai dezvoltat o nouă tehnică, o nouă procedură, în momentul ăla nu este validată. Evident, deci, da. Bun, da. Dar pe de altă parte nici nu poți interzice prin faptul că nu este validată. Trebuie să-i dai timp să fie testată și să fie validată. Numai că astfel de promotori nu înțeleg o diferență fundamentală între presupunere, care este cheie în epistemologie, între presupunere, ipoteză și cunoștințe. Presupunerea este mai puțin decât o ipoteză. Ai tu niște idei că chestia asta s-ar putea să funcționeze pentru depresie. Am probat-o pe două cazuri sau am folosit-o pe mine și am văzut că funcționează. Bun. Dar în momentul ăla o astfel de intervenție este presupunere. Dacă îi spui că e presupunere, este un demers legitim. Că tu te vei muta, o să o testezi și pe alți oameni, o să vezi cum funcționează. Dar dacă tu îmi prezinți o presupunere ca fiind cunoaștere, în momentul ăla ai trecut în pseudoștiință. Da, evident. Ipoteza este altceva. Deja în ipoteză avem suficiente cazuri studiate ca lucrurile respective să pară extrem, extrem de plauzibile. Avem mai mult decât o presupunere. De exemplu, ceva care a trecut printr-un peer review. Printr-un peer review, prin nu două, trei cazuri, ci sute de cazuri, de exemplu, din diverse zone ale lumii. Bun, ajungem la nivel de ipoteză. Iar după aceea avem nivelul de cunoaștere, când ipoteza a fost testată într-un studiu științific, de cele mai multe ori, dacă vorbim de proceduri terapeutice, într-un studiu clinic controlat, în care ai avut un lot de control, un lot experimental, l-ai urmărit pe termen lung să vezi ce se întâmplă și așa ar trebui să înțeleagă cei care se uită la noi lucrurile. Deci eu nu sunt împotriva unor idei nebune, năstrușnice. Chiar mă interesează, le stimulez. De aceea și particip cu dumneavoastră la multe discuții pe temele astea. Cine știe ce idei interesante o să mai apară? Nu este absurd să discuți putea despre... Putea să fie utile în într-un viitor sigur, apropiat. Nu este
este interesant de discutat la frontiera cunoașterii, viața după moarte, nu știu, existența fantomelor, dar să ai o abordare științifică și mereu să te gândești ceea ce prezentăm acum se înscrie la nivel de presupunere, la nivel de ipoteză sau la nivel de cunoaștere. Și dacă o pui la locul ei și vorbești despre ea la locul, cum spunea Aristotel, la locul care îi se cuvine, este un demers științific serios de frontieră al cunoașterii. Numai că dacă îmi prezinți o presupunere ca fiind cunoaștere și o și vinzi, chestia aia mă deranjează foarte tare ca om de știință și o să ai în mine un inamic. În sensul că mi se pare că induci în eroare oamenii și nu contribui la dezvoltarea acestei civilizații. Plus profitul material, dacă o și asta, vinde. Asta da. Spuneam, induci în eroare de obicei nu pur și simplu pentru a induce în eroare, ci pentru a-i face să plătească. Da. Da, deci iată, am extins un pic conceptul ăsta de simulare și minciună și la proceduri și tehnici de intervenții, dar să știți că este un fenomen extrem, extrem de real. Da. Iar oamenii aflați la disperare, să știți că sunt tentați să creadă minciună. De exemplu, un om bolnav, care a fost la, nu știu, un medic și medicul i-a spus, uite ce ai o formă avansată de cancer, nu mai prea avem ce să facem, în 5-6 luni probabil că vei muri. Este dispus să creadă orice prostie care îi se spune, plătește o mulțime de bani, că da, de vrăjitorul X sau ăla care vine cu tratamentul indiano-chinezesc de 2000 de ani, îl va ajuta să-și revină. Da, sau se duce la cineva care spune, oh, eu am făcut prin clar viziune, te-am scanat, nici măcar nu ai cancer. Mă rog, este și mai grav. Dar omul la disperare este tentat, repet, să creadă minciuna. Deci iată că minciuna are acest vehicul, știți, când... Eu mereu am spus că avem această nevoie de predictibilitate. Așa cum avem nevoia de oxigen, nevoie de hrană, avem și nevoie... Mintea noastră are o nevoie născută de predictibilitate. Dacă nu-i satisfaci nevoia născută de predictibilitate, mintea se îmbolnăvește, noi ne îmbolnăvim. Iar pe termen lung te poți îmbolnăvi sever și chiar poți să mori. Și atunci, fiindcă știința nu poate să ofere răspuns la toate întrebările pe care mintea umană și le pune, știința nu poate rezolva toate problemele, de exemplu, de sănătate cu care ne confruntăm, apelăm la ce? La pseudo-adevăruri. Adică suntem tentați să acceptăm minciuna ca fiind un adevăr. Nu ne ajută practic foarte mult, dar ne dă un confort mental și o iluzie că avem o explicație, că am încercat să facem ceva. Și iarăși, eu nu sunt împotriva faptului ca, nu știu, un om care este într-o situație disperată și știința spune n-am ce să fac, să stea stoic, să-și aștepte sfârșitul. Nu, poți încerca diverse lucruri experimentale, dar s-o faci într-un stil de gândire critic. Adică, exact, chiar asta e că trebuie să... Știi, domne, da, uite-te, nu știu dacă chestia asta funcționează sau nu, dar merită să o încerc. Hai să vedem cât costă. Merită să dau atâția bani, că sunt familii care s-au ruinat, apelând la tot felul de vraci vindecători. Au mers în Australia, au mers în Africa ca să salveze, nu știu, membru familiei care era diagnosticat cu cancer, să fie operat fără intervenție chirurgicală, să fie operat psihic și așa mai departe. Și după 6 luni ce au văzut? Nu doar că și-au pierdut membru din familie, omul drag, dar au rămas și falimentați din punct de vedere economic. Deci eu nu sunt împotriva încercării unor lucruri neobișnuite, noi, în situații disperate. Dar fă într-o gândire critică, vezi cât investești, vezi la ce te aștepți, vezi ce dai și cât ai putea să primești. Încrederea asta oarbă de a accepta o minciună este un lucru care nu te ajută. Și sigur, eu înțeleg de ce se întâmplă lucrul ăsta, cum spuneam. Mintea are nevoie decât nimic, mai bine o minciună. Deci decât nimic, mai bine o minciună. Și un alt lucru care e la fel de periculos este acela când îi spui unui om o minciună de genul ca și când ai vrea să-i faci un bine, dar de fapt nu-i faci un bine. Să zicem, are o problemă gravă, să zic, o boală neurologică, mielită transversă. Și mă sună un prieten din Timișoara că, uite, am văzut interviul tău cu Leduit. Și explica cum el a scăpat de boală. Zice, eu am boala lui. Și eu la rândul meu am avut o problemă care ține tot de
discopatia aceea lombară care mi-a afectat mult sănătatea. Și pentru că am fost foarte direct în răspuns, sigur am rămas surprins. Pe de altă parte, dacă îi spuneam, ei, las că o să fie bine, ei, las că o să treacă, nu cred că sunt lucruri care această formă de încurajare, pe el poate să-l... Și atunci nu mai trebuie să fac nimic, că las că o să treacă. Minciuna, știți cum este, dacă ar fi să folosim o analogie pe care eu o utilizez frecvent cu studenții, este ca un fast food. Spuneam înainte că avem o nevoie născută de hrană. Dacă nu mănânci, după vreme mori, e clar. Și atunci este următoarea întrebare. Dacă mi-este foame și n-am la dispoziție mâncare sănătoasă, ce fac? Mor de foame sau mănânc fast food? Cei mai mulți oameni vor apela la fast food. Pe termen scurt te ajută, că ți-ai potolit foamea. Pe termen mediu și lung, dacă mănânci în cantități mari, numai fast food sau prea frecvent fast food, sigur că asta s-ar putea după aceea să te ducă la o mulțime de probleme medicale, diabet, obezitate și așa mai departe, care în final tot spre boală și moarte te duc. Bun. La fel se întâmplă și cu informația. Având această nevoie născută de predictibilitate, uneori știința nu-ți poate oferi, în ghilimele, hrana sănătoasă. Nu-ți poate da răspunsuri la întrebările tale. Ce să facă omul? Să stea fără să primească răspunsuri? Puțin sunt aceia sunt indivizii de excepție ai speciei noastre, care reușesc să suspende întrebările și răspunsurile, în sensul că reușesc să tolereze lipsa de răspunsuri la întrebările pe care și le pun și să caute răspunsuri și să se mulțumească numai cu acelea care sunt serioase și bine verificate. Eu am fost forțat să trec prin așa ceva. Deci da, ăștia sunt indivizi de excepție. Cei mai mulți ce facem? Când ne punem întrebări și nu avem răspunsuri din partea științei, apelăm la fast food, adică la minciună de foarte multe ori, la pseudo-explicații, la iluzii. Și atunci în mintea noastră, așa cum în corp intră fast food-ul, în mintea noastră intră multe informații false și minciuni. Bun. Acum că ar intra câteva, uneori, din când în când, nu e atât de rău, nu ne distorsionează mintea, că și fast food, dacă mănânci din când în când, nu-ți face rău. Da. Dar dacă devine modul dominant de comportament și mintea începe să fie umplută, în primul rând, cu pseudo-explicații, iluzii, minciuni și satisface această nevoie de predictibilitate cu informații distorsionate, treptat, așa cum mâncând fast food te îmbolnăvești, devii obez, diabetic, ți se alterează mintea și nu mai ești un om care ești sănătos din punct de vedere psihic, un individ adaptat la societate, un individ mulțumit și fericit. Deci cam asta se întâmplă. Minciuna este ca un fast food. Și o să vă rog să păstrăm această idee pentru următoarea emisiune, când vom continua și cu alte lucruri foarte interesante legate de minciună. Mai avem doar puțin timp acum la dispoziție și vă mulțumesc foarte mult pentru această primă parte care am discutat-o deja și care a fost fascinantă. Vă mulțumesc și eu! Aceasta a fost prima parte a discuției noastre despre psihologia minciunii, un subiect care cu siguranță a pătruns puternic în intimitatea vieții tuturor celor care ați rezistat să vizionați acest prim episod. Probabil nu a fost foarte confortabil, deoarece niciodată nu e plăcută demascarea minciunii și afirmarea adevărului, dar ambele fac parte din viața noastră și avem nevoie să le cunoaștem. Gândiți-vă la faptul că trăim într-o societate în care balanța, care cântărește minciuna și adevărul, are tendința să încline uneori sau poate deseori prea mult înspre minciună. Și dacă acest lucru se va agrava cu trecerea timpului, atunci alții vor progresa mai mult, iar noi vom rămâne mereu în urmă. Încercați să vă prezentăm câteva criterii, idei și mecanisme psihologice, dar aplicarea lor și efortul de a deveni mai conștienți este o chestiune personală a fiecăruia. Data viitoare vom continua prezentarea altor aspecte legate de manifestarea și identificarea minciunii și cred că nu e nevoie să insist asupra faptului de a revedea fiecare episod încă o dată luni dimineața la ora 11. Mai mult decât atât, avem o reluare
integrală a serialului Știință și Cunoaștere în fiecare sâmbătă seara de la ora 18. Vă garantez că revizionarea tuturor acestor episoade vă poate fi de un real folos în majoritatea situațiilor de viață cu care ne întâlnim. Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere.